Da, și la prodromul. Și la prodrom. A secus la Marea Labră? Da, ne-am închinat V-ați la închinat mormânt. la Marea Labră, da. Și astăzi cu tulmuș. Cu tulmușul, da. Și vă la Iviru, nu? Da. La Iviru cu tulmuș, da, și la Sfântul Andrei Bun. Înseamnă că s-a făcut tot. Dar numai astea zile aveți, plecați în altă parte? Mâine la Vatopedu. A, vă zicem la Vatopedu. Și poi mâine dimineață dohiariu și luăm vaporul acasă. Mergem la grabnica scurtătoare. Da, 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 la grabnica scurtătoare, da. Puteți că trebuie să vă dau cu telefon, dacă vă zic la grabnica scurtătoare, vă luați acolo. Nu, de poate mete și altceva și nu mai de mine. Stați, nu aveți loc? Da. Bă, da, cum da, da, am rămas, am rămas așa, știi. Eu ce să vă spun? Mă bucur mă deosebit ca dintr-o sunt. Vind omul, sunt unul de schimbă la inima. A doua oară când mai veni sau treia oară sau, și așa mai departe, nu vă mai luați telefoanele. Nu se întâmplă absolut și la fel nimic. S-ați plecat de acasă, vinse acasă, băi, fraților, surorilor, 3-4 zile sau o săptămână plec și eu la, pentru Domnul. Și opriți-o și comunicare cu țara că vă derută. Vă derută, normal, două în telefon, bă, nu știu ce. Vinse aici, vin cu toată inima asta, 4-5 zile, cu totul, cu tot sufletul, la sfera rugăciune și la sfera Maicii Domnului. Se fac rugăciuni. Așa cum am mai spus și ieri, sau la alte ieri când a fost, se fac rugăciuni puternice. N-a fost la slujbă, unde a fost azi noapte? La prodromul și la lacul, la Părintele Ștefan. La Părintele Ștefan. Foarte frumos, da. Ah, da, la Părintele Ștefan, deci a stat la lacul. Din... Asupra rugăciunii v-ați mai întrebat la trecut cineva. Ca să faci o rugăciune puternică, rugăciunii, să fie ceva mai puternic, e tot pe mila lui Dumnezeu. Dacă nu e mila lui Dumnezeu, de cine tare greu să faci rugăciunea. A, ca să o faci așa, ca să afli în treabă, se poate face, știi. Adică, băi, să fac datoria, să zic tatăl nostru, e dimineață, cu gândul sau mă pijam, se întâmplă și eu zic tatăl nostru, așa nu mai e rugăciune. Dar e bun și ce e până la oră, că privind copiii, sau soția, zic, băi, omul ăsta e credincios. Și fiindcă sunteți oameni gospodari acolo. Vă obișnuiți acasă. Și când mâncați dimineața, la mea și seara, când sunteți împreună, spuneți-o rugăciune. Și la tatăl nostru, la început, și vă veniți cu adevărat la sfântul mesă. Vă obișnuiți pe copii. Și obișnuiți în casă. Tare bine vă merge când începeți o rugăciune. Și la masă vă dă Dumnezeu. Și dimineața când plecă la lucru, de asemenea vă ajută. Foarte mult vă ajută, să știți. Și care sunteți bunici, veți fi și bunici, cred că dânsul sunteți și noastră. Lasă nepoță de mână și vă duceți cu el la biserică. Tinerii copii care aveți, n-au timp, sunt nervoși, așa cum e astăzi. Dar bătrânii, e altfel bunicul. Nu cred că există o biserie mai frumoasă ca de bunică în lumea asta, când ești bunic. Fiindcă prin ei, când ajungi la liniștea sa și pacea a bătrâneță, prin nepoții aceștia îți vezi când ai trăit degeaba. Da? Bine. Și așa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitor, faceți în fiecare dată ceva bun, încât când vine diavolul să vă găsați pe ocupat. Și dacă vă găsați ocupat, să vă pleacă de aici, că aici nu-i chip de stat. Așa spune. Crucea Mântuitorului reprezintă partea de sus care este verticală, crucea care verticală este rugăciunea către Dumnezeu și partea orizontală este milostenia. Deci o scândură este rugăciunea și o scândură este milostenia. Faceți milostenie. Și nu vă uitați ce vă spune și am auzit și eu prin țară că se boicotați pe cei care sărași, că îi bajocoriți, că mă rog, că deranjează, că șerși, că-s bogați, că-s bețâbi, că-s răi și așa mai departe. Dați-le și puteți. Deci dacă nu aveți ce da unui sărac, unui cerșător, nu-i spuneți nimic. Asta este plăgheți, este mai departe, decât să oprești. Du-te-o la muncă. Păi când e sus, du-te la muncă, nu că le-ai judecat. Le-ai osândit. Al trimite pe om la muncă, munca este o osândă. În timpul comșului era orice și onoare. Munca este o sândă, că Adam și Eva când au fost aruncați din rai acolo, au fost aruncați din rai, i-au trimis la o sândă, la lucrarea pământului, din rodul frunții, oase veți mânca.
mi se doarea frunze voastre, spun că. Nu eu sunt distins pe aștia. Și la urmă, dacă un sărac este să ajunge cel bogat, n-am ies nimic în fotiu. Lasă că sunt o mulțumit de bogat. Lasă mai fie și sărac și așa bogat. Deși am auzit și eu niște lucruri care... Dar nu vreau să... Am auzit că sunt mafii acolo, că sunt părtuși, să mai departe. Dar asta nu mă interesa, asta nu-i treaba mea. Treaba mea, dacă am cu ceva, ajut în numele Domnului. Milostenii, bunătate să fie. Așa cum nu vă mai spun că asta, cred că s-a auzit de mii și mii de ori, Dumnezeu înseamnă iubire. Iubire și Sfântul Ieronim, Sfântul Augustin, Felicitul Augustin, Sfântul Pavia și toți spuneți că iubești și faci ce vrei. Dragoste, faci ce vrei. Dar întâi iubește. Dacă iubești, n-ai să poți să reușești să faci ceva rău. Asta este o deviză. Și trecem prin niște momente foarte grele. Realitatea este, nu cu ei, trecem prin un moment, prin momente grele trec întotdeauna la creștinism. Uite, ați văzut mănăstirile, când ați fost pe acum, și veți vedea și icoana de la Iviron și alte icoane care sunt în munte. Deci veniți pe apă. Fiindcă între anul 728 și 40, de timp de 120 de ani, a fost lupta împotriva icoanelor în Imperiul Bizantin. Și Imperiul Bizantin a fost un imperiu credincios, fiindcă acolo a fost împărat Constantin, el cel mare, care, Sfântul Constantin, care a dat legea aceea de a fi imperiu creștin. Așa. A fost un împărat după el care a scos icoanele din biserici și mănăstiri. Și multe dintre aceste icoane nu au fost sparte, nu au fost date pe foc, nu au fost profanate. Așa care au fost creștini, le-au aruncat în mare. Toate icoanele acestea care sunt făcători. Unii vinte pe mare, de pe Marea Marmara, au ajuns aici. Știți, ați văzut la portreta, știți, nu este nicio fabulație. Icoana aceasta a mers aproape 270 de ani pe apă. Eu a ajuns la 4 aprilie, a 20 de Paște, în anul 1004. Deci în anul 1004, la 20 de Paște, era cădea la 4 aprilie. A văzut un foc mare pe, lângă biserică, pe apă. O jerbă mare, o jerbă mare. Și călugării s-au închipuit că trebuie să fie ceva o minune și s-au încercat să ajungă cu ea, cu cât s-au rugat, cu atât s-au depărtat. Asta cred că m-ați mai citit. Au văzut că nu se poate aduce, au dus-o în călugăru, unul Gavril, se vede de aici, dacă își ceasul. Are coliba tocmai sus, undeva, dar acum aici ceasul nu se vede. Se vede de aici la mine. Acesta era un om sfânt, un călugăr sfânt și numai el, în genunchi, s-a dus și a adus icoana și a adus-o pe mare. Și acolo ați văzut că... Sau dacă nu știu dacă ați fost la aghiazmă, acolo să iei... Da, o să mergem, da. Este ceva extraordinar, ca să izvorească apă la 15 metri de parte de mare, să fie apă, e aghiazmă. Deci. Da, este extraordinar, asta este minunea. Și acum să facem un calcul. Deci, între icoanele acestea au fost aruncate între anii 720 și 840. Se presupune că icoana asta nu a fost aruncată în anul 720 sau... 30 sau 40. Presupune că a fost aruncat în ultima zi, în 840, când s-au încheiat, când s-au dat voie din nou să fie băgate icoanele mărăsire. De atunci și până la 2000, până în 1400, 260 de ani aproape, 270 de ani aproape. Așa a văzut-o când a plecat, așa au mers în picioare și așa au văzut. Vă duci la Slavonichita, este o icoana Sfântului Nicolae, da. Așa au, așa au fost aruncat, destul de mare, ca așa și el la Iviru, destul de mare, aveau icoane mari, înaintașii noștri. A fost aruncat tot așa mare. Probabil de o stâncă sau ceva s-o crapat exact de sus, de partea de sus. Și la mine și-au ajuns la, au pescuit o călugă din mare, au băgat-o în mărăstiri și-au dat seama că este icoane deosebită, că dacă vii pe mare, așa, au ținut-o câțiva ani, au venerat-o, s-au închidat-o, la un moment dat, la un hram,
E factorea că toaleta, adică o sparole, cu se coare, adică e hramă, îi pune jur împrejur, ghirlande de flori, dar acolo în crăpătura și un călugă și băi, se dă la o parte, probabil, e mizerie aici, că se vede că e, adică, s-o scos de acolo ce era din crăpătura și s-o curs sânge. Era o scoică. S-o curs sânge o vedeză. Și acum se vede sânge, să știți, nu e nici o exagerare. E coare făcătoare, e mare coare făcătoare. Viața și locul acesta este loc sfânt, loc curat. Și vreau să vă spun și vă duceți cu ideea aceasta acasă, că noi avem de toate aici. Ne ajută Maica Domnului. Numai la gând, numai să te gândești să faci o scurtă rugăciune și îți îndeplinești. Bine, pretențele noastre nu sunt mari, sunt pretențele astea cotidiene, zilnice. De hrană, de o haină, de o bănuț, mici, chiar cu noi n-adunăm averi. Fiindcă vine vorba de averi, nu știu dacă sunteți bogați sau sunteți săraci. Grana bogăție, să știți, nu eu, nu eu. N-aș spune că e o mare norocit, dar este un norocit totuși, fiindcă, așa cum spune Mântuitorul, bogatul foarte greu va intra în părăția. Dar nici sărăcia nu este o virtute, să știți. Sărăcia este o virtute numai pentru călugări. Omul trebuie să fie sărac. Închipuiți-vă că aveți un copil sau un nepot și copilul se vede prima 4 sau 5 sau 6 clasă și îți vedeți că e scept, e deosebit, e scept, are un talent deosebit și tu ești sărac, nu-l poți să mergi la o școală. Deci să le iese o nenorocire. N-ai cu cel te mergi la școală și dai seama că acest copil poate să fie o mântuie a familiei și a satului sau a țării. Nu este bine să fii sărac. Numai călugur trebuie să fii sărac. Asta e virtutea călugurilor. Mă, din nefericire, nu mai suntem sărași acum, văd că sunt cam tot adună, des la mine aici. Câte vine unul, vine altul, mă aduce, pune, și drept. Coliba acesta al meu e o fel de colibă de tranzit. Călugării care pleacă în țară sau se mută într-un loc la altul, aduce la mine aici și depozitează până vine înapoi, iar altul îi lăs definitiv, altul până ce... Eu îi spun, bine și ies lucrurile, du-i le pui strici, și astăzi am dat, e un călugare. Este o venit din țară și s-a mutat tocmai sus pe vârful și era când îi venea mie de la secul. I-am dat pe patru pături. Nu erau mie, erau la altul. Dacă nu mai vis pe ei, ce să facă aici? Să fac depozit. De asta spuneam, revin asupra asta. Avem de toate, mulțumim Dumnezeu. Știți? E adevărat că mai sunt chibrii care mai au de reparat, că vor să mai extindă, dar nu este bine să se preocup prea mult material. Mi-amintesc de cuvintele Părintei Cleopa, că atunci când s-a ridicat biserica așa, mănăstirea așa mare, la Sioasia, ați văzut, așa e nouă. Catedrală așa e nouă. Și călugăsul Părintei Cleopa, zic că eu, ce catedrală, știi? Părintei Cleopa, zic că văd ziduri, văd ziduri, ziduri. Astea ziduri nu sunt. Vieșul suflet. Un suflet face cât 20 mărăstiri la un loc construit. Asta e pentru un călugăr, pentru un construiesc. Dar este bine totuși că se fac aceste mărăstiri și aceste biserici, că sunt e casa Domnului. E casa Domnului. Dar nu și nici prea ambersugat așa cum... Hai să nu mai vorbesc, că scrie acolo la Matei 12, la versetul 36 sau 32. Nu știu, una din doi. Și că vei da seama, spune Mântuitor, vei da seama pentru orice cuvânt pe care îl rostești. Așa că nu vreau să cumva să intru în treaba aceasta de vorbit. Și nu trebuie. Că așa eram la secul, eram ghid acolo la secul și tare mai vorbeam mult dimineață și până seara nici la Sfânta Liturghie nu puteam să mă duc. Că vineau mulți excursioniști. Secu are multe locuri de cazare. Și așa că n-aveau loc la Mănăstirea Neamțului sau la Sihăstria, vineau la Secu. Și la Secu trebuie să-i primesc. Și eu eram ghid acolo și trebuie să-i primesc. De dimineață și până noaptea, vineau până la 11 noapte, vineau autocare și dimineață plecă la ora 5 dimineață. Multe plecau, se grăbea duc la altă mănăstire, știi? Și atâta vorbeam,
dar atât de mult am vorbit că s-a făcut acolo la secu că am vorbit pentru urmașilor mei. Când am reușit, nu că am reușit, că maica Domnului m-a scos de acolo și m-a dus aici, sub tot munte, am zis că nu, aici trebuie să tac din gură. Dar cu dumneavoastră vorbesc acum și vedeți că vorbesc mult. Deci narabă nu l-am pierdut. Dar să știți că sunt zile și uneori săptămâni întregi când nu spun niciun cuvânt. Fiindcă n-am cu ce. Nu vin aici. Nu ne plimbăm la o colibă la alta și nu vin. Foarte rar când vin la mine, musafiri, ca să spun așa. Vin acei care trebuie vârful muntelor și le mai dau câte ceva. Când mi se aduce și mie și dau. Așa țelul. Dar ați văzut că am făcut și un mormânt. Asta am terminat zile trecute, mormânt. Acolo, așa cu plângheră. Că, eu știu, mor acum, așa, dacă vin pe 3 săptămâni și mă găsești, mă abru niște din groapă și pui spămâși și de mine. Vă întreb, pe cine aveți acolo mormântat? Păi eu? Chiar vreau să vă întreb, pe cine aveți mormântat acolo? Nu, eu am făcut. E gol acolo. Hă? E gol. De acum la primăvară mă mut acolo. Păi da, de ce nu? Acolo îmi fac pravila dimineața. Când la biserică, acolo sus, la jos, mi-am pus flori, mi-am pus masă, mi-am pus sătii. Am rămâi. Acum am acoperit acolo cu niște pierață ca să nu ploaie dintre apa. Dar vara nu plouă deloc. E, așa se întâmplă. Aici așa sunt în groapă, sunt un timp. Sunt groapă în aceeași zi. Când mor în aceeași zi, sunt groapă. Mor dimineața până la ora 5, după amiază și sunt groapă. Fiindcă e și foarte cald. Și tradiții. Nu se face niciun fel de coșul, nu se face nimic, capul se pune între niște pietre ca să țărâm și așa, țărâm țărâm așa, pământ, piață și iasă, pe ce tine. Se dezgroapă după 3 ani, 3 ani jumate, 4 maxim. Și oasele sunt dus la osuar. Ați văzut că nu aveam morminte noi, sunt multe, nu veți găsi cimitiri, nu. Dar fiecare mănăstire are 3-4 gropi, nu au mai multe. Că nu mor. Ați văzut că se trece mult în Sfântul Munte, că lugării trece mult. Că se trece pe curaj aici. Se trece de la 85 de ani în sus. De Părinte Dionis, 96. Părintele Ioan Șova, care v-am povestit, 98 de ani avea. Părintele Stalis, 93-94, nu știu câți ani mai are. Petrone, da. Trece mult. Trece. Se mănâncă produse naturale și este rugăciunea, să Nicodim Aghiorițu, era, eu și acum o colibă, dar e, cum zic eu, e liber, e mirăcuiță de mulți ani. L-am mers la Părintele Gabriel și avea 94, dar nici el nu știe exact cât vorbea, era singur, era pusnic. Și m-am dus cu un părinte care știe tare, tot Gabriel îl cheamă, pe acela, un român, care știe tare bine greșește în casă, mă duc și eu să zic, dar nu e un cuvânt de folos, un cuvânt de învățătură, că așa bătânii așa care sunt muribuni, știem că. Și ne-am dus, era slab, era tare bolnav. Și i-am întrebat noi câte ceva, au vorbit, dar foarte greu au vorbit. Era singur, singur era acolo. Și la urmă, când te duci atunci la un moribund, eu m-am apucat și am zis, părinte, uite, părinte Gabriel, ne rugăm mai și Domnul, Dumnezeu, să trăiești mai mult, că ești de folos, cuvintele care le spui, încurajatoare și așa mai departe. Și ne rugăm Dumnezeu să dea sănătate. Și părinții s-au urcat așa în capul oasă, cât de greu era slab, slab de tot, nu mă merg cu... Părinții Nicodim, dar să-mi greșești. Să nu te rogi pentru sănătatea mea. Nu te rog Dumnezeu pentru sănătatea mea. Am rămas cu oricum surprins, nu mă rog pentru sănătate. Nu. Dacă cel bun și drept ne-a trimis mie boala asta, nu a trimis-o din dușmănie,
Nici că are o ură pe mine, nici că se joacă cu mine ca un bătrân. O trimis el cu un scop. Să te rog să am răbdare. Pentru răbdare. Pentru asta te rog și eu să... Să-l zici, mă, Iisus, la Maica Domnului, să idei lui Gabriel, răbdare. Și nu se răbdare. Așa privesc călugării Sfântului. Deci nu duc, să știți, nu se duc la medic. Dar nici nu sufăr. Pentru eu am luat nimica. Și nici pentru eu nici. Nici o injecție nu le-a făcut nimica. O să-mi pur sunt toți la deșiuri, o leagă, în două, trei, să le-au murit. Părintele ăsta Ioan care a fost, eu l-am fără mormântare, că eu mă zăvorăsc, că te zăvoră, nu ies deloc, eu nu ies din chirii în perioada postul mare, și 40 zile și 40 nopți, n-am nicio legătură cu nimeni afară. Părintele a murit pe 2 martie, eram deja în post și eu n-am fără la mormântare. Dar am vorbit cu călugării care erau acolo, părinții de acolo, nimic, nici un zez nu a schimbat. Nu s-a strâmbat voleacă, nu a spus că-l doare vreodată ceva, știi? Și eu am fost, fusese cu 2 săptămâni înainte de a intra în post, a fost la el. Într-adevăr, avea o oarecare senilitate. Vorbea conștient și după aceea, eu știu, pleca cu gândul acolo sus, știi? Se pierdea, nu mai vorbea, se închidea așa, adică nu mai vorbea, dar era extraordinar de senin. Extraordinar de senin. Un bătrân la 98 de ani acolo și-a văzut cât era și de frumos. Lăsesc oameni, lasă ales al Dumnezeu, oameni sfinți, oameni sunt în munte. Dar n-ați părăsit să sunt toți la munte pentru nici în oameni, nici pentru, nu știu ce. Și totuși și asta nu m-am gândit că am să mor într-o țară străină și fiindcă eu vreau să mor acolo, în Părinții Mira. Gura cu un cimitirul satului meu acolo, dar așa a fost, dată la Dumnezeu de Iisus. Da. Hai că v-am rost urechile cât am spus. Am trăit de la una și la alta, am fost și incoerent în vorbire, nu am dință așa sus de aici, așa. Vorbesc rău, cu urechea să nu mă aud deloc. Mă iertați că v-am plictisit din... Dar te rog! Iisus la pensie era aproape de moarte, știe ca să moară și a spus slujitorul care slujea noaptea și Sfântul Veturghiei și că vină mai devreme dimineață să împărtășesc mea că eu mă duc la Domnul. Vine dimineață, scurcează leacă slujba. Așa era tânăr, nu prea s-o da seama. Și a început slujba ca de obicei târziu și la moarte el trebuia să înțeacă că pleacă la Domnul. Că Maica Domnului Icoana VI a văzut suferința lui și a strigat atunci și au auzit toți cei 60 de călugări, care erau aproape 60 de călugări în biserică și că scurtează slujba, du-te și-l împărtășește pe Gheronda. Vă închipuiți ce uimire a rămas, ce șoc puternic a fost când s-a auzit vocea asta în biserică. De asta se cheamă Gherontisa. Icoana, o pictură foarte frumoasă, era deosebit de frumoasă, dar când se ducea în fața ei un Irod diacon, un diacon cădea în fața ei, întotdeauna se uita la ea și îl smintea, că era frumoasă. Așa o ală, așa mâine, tot eu sunt duhovnicul și într-o zi s-a schimbat, pia singur și icoana s-a schimbat, s-a făcut mai îmbătrânită. Dar v-a spus în două cuvinte. Da. Asta e gheră închisă. Să rămână, părinte. Da. Să rămână. Deci cum m-ați amăzut? Eu am, părinte. Da, aici... Asta e de la Ierusalim. V-am dat la Ierusalim, fiindcă am avut... Aici acum e după ce s-a întâmplat după, ce da. A spus dumneavoastră cu călugărul. Da, bătrân, da. S-a făcut mai bătrân. Era mai bătrână și era așa frumoasă. Da, și acum e frumoasă. În chipul cum era când era... Da. Asta tot Ierusalim este icoana care clipește din ochi. Să știe și la hâte. Au scos-o de minunea Maicii Domnului, în care în clipirea ochilor, știu eu că mai greu, că cum vă spun. Dar se clipește când eu ce știu să spun era că Mântuirea că acolo n-am văzut, dar au văzut tare multă lume că... O luat-o de tot de acolo. O luat-o de tot, așa-i? Mm-hmm. Dragă Doamne, evrei, cine? Nu, de la Patriarhie, au zis că o dau la restaurare. Uh-huh.
Da, eu îi fac o mare făcătoare de minte, pe câte am văzut eu. Da, multe evlave are lumea la ea. Da. Asta e portrăița noastră, la prodrom. Nu la portrăița, la prodromița. Știți, da. Minunul de s-o explicat, vreau să vă spun eu de la mine și Thierry. Este icoana în care Maica Domnului apare într-adevăr evreic. Toate celelalte icoane apar, fie rusoaice, fie românci, de-a noastră, fie grecoaice. Dar asta are antropofizica, figura exactă evreicilor, asta se dă, asta e ceva extraordinar. Eu am rămas extraordinar de surprins când m-am dus acum 3 ani și m-am uitat la evreici. Am rămas, evreici de cam 16-20 ani, fața prea lungă, fața cu zică, femeie de Orientul apropiat. Da, femeie de asta. Sunt foarte sigur că așa e ce-o fixat singură. Să fie tot așa cum trebuie să fie. Da. Da. Asta? E Sfântul Andrei. E jumate din cap, să vă duc acolo, e jumate din capul Sfântului Andrei, se află aici, jumate se află la patra. Aici la Sfântul Andrei, la schip. Schipul ăsta unde mă duc eu, de trei ori săptămână. Salam. Da. Din coace... Asta este icoana Maicii Domnului din mormântul Maicii Domnului. Ierusalima se cheamă. Maica Domnului este înmormântată într-o mănăstire care a ridicat-o cu șase. Se află chiar pe fundul râului Chetron, care trece pe acolo, dar râul ăsta se inundă la 200 de ani. Și inundă și... A fost inundat odată tot mormântul Maicii Domnului, toată biserica acolo, că e din albia râului. Așa au ridicat-o ei. Păi asta stătea așa în picioare, nu culcată. Când au intrat, au reușit să scoată apa, este tot în picioare, iar să mi se ieși. Asta e icoana Maicii Domnului. Din mormântul Maicii Domnului. E icoana mare păcătoare, bine, nu să știți. De fapt, astea care le-am dat, așa sunt. Da. Să rămână. Și dacă mai aveți răbdare, lasă-mă trăi în Ierusalim. Da. Dacă mai aveți răbdare, vă mai aduc dacă mai aveți răbdare. Da? Faci mai plan cel, dar... Da. Păi pune-i acolo așa da, și noi poate găsi orice. Părinte, ne-ați terminat cu icoanele prima dată și cu rachiul a doua oară. Unii spun mai ca domnul aici, Sorina. Mă bucur în mod deosebit, părinte. Voi postiți la noi, sănătate la toți care iubiți, și la și pe care nu iubiți. Să rămână, Doamne ajută. Să ne întâlnim spre dimineață când vin la slujbă, la Sfântul Andrei. Binecuvântat, să rămână.